Salutare lume, eu sunt Hugo și bine v-am regăsit la un nou vlog. Probabil ați văzut din titlu că vlogul se numește 24 de ore nedormite și e așa, deoarece cred că deja am 24 de ore nedormite, însă acum sunt în aeroport și este ora 1.58, deci este ora 2 noapte și peste o oră jumate, două ore am avion în Turcia. Așa că de ce să nu fac un mini daily vlog până acolo și să vă arăt prima zi, da? După cum am zis, suntem la aeroport, let's go! Mai avem o oră până la zbor. Acum ne luăm ceva de mâncare și după zburăm în Turcia. Deci acum ne urcăm în avion și plecăm la Turcia. Urmează să decolăm. Ladies and gentlemen, would you kindly keep your seatbelts fastened until the aircraft has completely stopped and the fasten seatbelt sign has... Deci practic acum luăm rutiera sau gen autobuzul și mergem la hotel și cam așa. Tocmai am ajuns la hotel, suntem la hotelul Alvadona, uite acolo și, băi, arată foarte, foarte, foarte tare până acum, așa că hai să vedem cum este mai departe. Fraților, deci tocmai am avut cel mai tare mic dejun, deci și foarte diversificat și deci am avut din ce alege. Nu o să vă arăt deoarece o să fac și alte vloguri de la de aici din Turcia. Să vreau să vă arăt cât ai să vezi. Deci un bazin, mamă, deci mie îmi place foarte mult hotelul ăsta. Cred că e cel mai bun hotel în care am fost vreodată și asta sunt sigur că o să fie cea mai bună vacanță. Cea mai bună vacanță ever.
Lume, deci cam atât, până nu știu ce o să fac astăzi mai departe. Cred că o să închei aici vlogul, iar eu o să revin în zilele următoare cu un alt vlog de la mare. Deci eu am fost Hugo, iar noi ne vedem data viitoare. Peace!